Steaua București a obținut sâmbătă o nouă victorie pe teren propriu în Superliga Națională de Ruibi. Formația pregătită de Denuțu Dumbravă și Marcel Mihalache a dispus fără nicio emoție de ACS Tomitani Constanța, scor 80 la 19. Chiar dacă oaspeții au deschis scorul în primele minute, Roșii Albaști și-au impus rapid punctul de vedere și au punctat pe bandă rulantă. Cele mai multe puncte pentru vicecampioana României le-a adus Tudor Boldor, care a arătat sâmbătă o mare poftă de joc. Nu a fost așa ușor pe cât pare, ne-am propus să, să, intrăm în teren și să ridicăm nivelul de la meci la meci. Urmează o săptămână de pauză și apoi două deplasări la Timișoara și la Dinamo. Ce vă propuneți? Ne propunem să câștigăm ambele meciuri, cel puțin o victorie cu 4 puncte la Timișoara și 5 puncte la Dinamo. Aripa Alexandru Porojan a marcat cele mai multe eseuri pentru Steaua 3, secundat fiind de Bardașu, Arvinte, Diaconescu, Ser, Tangimana, Pataraia și Dumitru. În urma acestui succes, Steaua București se află pe locul 2 în clasamentul Superligii cu 11 puncte, depășite fiind doar de Timișoara Sara Sans cu 13 puncte. Efortul depus de, de băieți a fost un efort foarte mare. Ne-au mișcările care le-am propus pentru această partidă. Am fost concentrați la începutul partidei până la sfârșit și lucrul ăsta s-a văzut. Următoarele două meciuri, Steaua le va disputa în deplasare la Timișoara Sarasans pe 28 septembrie și cu Dinamo București în 5 octombrie.